Am supraviețuit 100 de zile pe Minecraft Hardcore, dar am fost pe o insulă extrem, extrem de mică, fără animale sau copaci, ceea ce a fost un lucru foarte, foarte greu, dar nu imposibil. Înainte de a începe, aș aprecia dacă ai da un like și te-ai abonat, pentru că videoclipul ăsta dura mai mult de 30 de ore de jucat și peste 15 ore de editat, așa că vă las cu videoclipul. Azi, ziua 0. Habar n-aveam ce trebuie să fac, habar n-aveam cum o să evoluez, pentru că aveam doar câteva bucăți de dirt aici și cam asta era tot. Dar m-am dus pe barca asta, care era super aproape de locul unde m-am spawnat eu, la câțiva metri. Am găsit chestplate-ul ăsta, niște fân ceva foarte, foarte scurt așa și la obiect. Aici deja găsisem următoarea barcă, care avea și pământ, ceea ce a fost foarte important. Am găsit aici niște bucuri și ceva pentru meeting template, ceva. Aici am găsit carrots, ceea ce chiar a fost un lucru foarte, foarte important. Bine, pe lângă coal și alte chestii. După aia am luat lemnul ăsta de aici și m-am dus pe insulă, unde din prima am luat acest seed. A doua oară n-am fost la fel de norocos, din păcate, dar după aia m-am dus să mai iau niște lemn, am luat lemn de aici, am ciuruit barca asta și am luat niște chestii pe aici, niște stone. Aici am uitat să filmez, dar am găsit iron în chest, chiar a fost o chestie super, super bună pentru că am găsit iron. Și așa s-a înoptat și treceam deja la ziua 1, dar nu puteam să dorm, așa că ce am făcut a fost să stau să sparg la... Dar cum că aveam de gând să-mi extind insula mea. Ceea ce m-am întors acasă și asta am făcut. Am început să scot tot nisipul, pentru că n-aveam ce face cu el, și am început să nivelez totul. Aici găsisem o peșteră subacvatică care chiar a fost bună. Chiar a fost bună peștera asta. Deja începusem să-mi fac asta pentru semințe. Eu nu aveam atâtea semințe, dar l-am făcut ca să fie până la urma urmei. Ziua 1 m-a prins pe drum pentru că voiam să găsesc bambus. Chiar aveam nevoie de bambus, dar am găsit potatoes, ceea ce a fost un alt lucru bun pentru că m-au ajutat, m-au scos din multe situații grele pe acei potatoes. Și aici avea să se schimbe parcursul la toată seria asta, pentru că am găsit acest mushroom field, sau nu știu cum se numește, mushroom island, unde puteam să fac rost și de pământ foarte mult și de multă mâncare, pentru că sunt vacile alea roșii. Și chiar a fost un lucru foarte, foarte bun că l-am găsit. În fine, am ajuns pe insulă, eram foarte bucuros că am văzut vaci și foarte mult pământ. Aici mi-am dat seama că am trecut pe lângă portalul ăla ruinat și m-am dus să văd ce era în el, nu era cine știe ce. Și am înmulțit prima oară vacile astea. Nu am avut animații pentru foarte mult timp, pentru că eu de obicei mă joc pe 1.8 și mi-o opresc toate animațiile. Aici mai găsim o barcă și am găsit bambus. În prima zi am găsit bambus, eram super fericit, îmi luasem deja puțin damage. Ajunsesem acasă în ziua 2 și am vrut să mă apuc să fac o intrare de asta subacvatică, dar a fost foarte greu de făcut și nu găseam nimic, ca sincer să fiu. Așa că până la urmă urmei m-am dus în cealaltă mina aia din apă cu niște scări, ceva, a fost super ok. Am luat destul de mult coal, am luat și iron. Chiar a fost o mină bună. Dar aici am auzit niște chestii foarte, foarte, foarte ciudate. Nu le-am mai auzit în Minecraft până acum și am decis să mă întorc. Ziua 3, bambusul era insane de crescut, gen crescuse rău de tot. Și aveam de gând să fac o insulă pentru bambus. Aici mi-am făcut armură, prima mea armură de iron. Chiar a fost insane de bună armura asta, m-a ținut foarte mult timp. Aici deja terminasem de făcut mina aia de care mă apucasem. Era apă pentru că explodase un creeper parcă mai în spate, dar oricum o oprisem. Și în ziua 4 am găsit prima oară diamante. 2 sau 3, nu mai țin minte exact au fost, parcă 2, da, exact 2.
în ziua 4 a fost prima oară când era foarte aproape să mor, la modul foarte, foarte aproape să mor. Un schelet, nu știu cum mi-a dat atâta damage, dar mi-a dat extrem de mult damage și până la urmă a căzut în lavă. Nu mi-a venit să cred că chestia aia mă bătea pe mine. Am găsit și un ăsta de scheleți, un spawner de scheleți, am mai minat niște diamante care erau lângă spawnerul de scheleți efectiv. Și mi-am luat de-alea lână, capul, ca să fac pat. Și aici a fost o situație foarte delicată, pentru că aici era să mor. Aici am fost mai aproape ca niciodată să mor. Rămăsesem doar o inimă și jumătate până să mor, practic. Așa că am zis că, bă, e timpul să mă întorc înapoi acasă, că nu-i de mine, efectiv, minatul. M-am întors acasă și aici m-am apucat să iau pământ, dar chestia asta a fost foarte, foarte bună, groapa asta, pe următoarele zile, din ziua 70, cam așa. Aici m-am apucat deja să fac insula pentru bambus, pentru că deja nu mai aveam loc efectiv pe insula mea, pe main island-ul, ca să zic așa, nu mai aveam loc de bambus, nu mai aveam pe unde trece. M-am apucat să fac, asta am făcut între zilele 7 și 9, după aia totul a fost plantat, totul a fost super, super ok. Și din nou în mină, aici mi-am dat seama că o să mor. N-am murit, dar tot acoperișul ăsta a fost distrus, pentru că au explodat 2 creeper odată. Nici nu știu cum e posibil să fie explodat 2 creeper odată, pentru că unul ar fi trebuit să-l omoare pe celălalt, dar mă rog. În ziua 9-12 m-am apucat să fac următoarea insulă, pentru care aveam un replay, dar nu știu unde s-a dus replay-ul ăla. Dar am terminat insula în ziua 10, dădeam la pește deja, eram super, super chill. Și în ziua, tot în ziua 10 m-am apucat de grajdul la vaci. Vreau să aduc vaci, pentru că știam că wheat-ul și carrot-ii și potato-ul creșteau destul de greu. N-aveam oase ca să fac bone meal și era destul, destul de greu să fac mâncare și muream de foame, efectiv. Totul se mișca super repede pentru că aveam foarte mult bambus și terminasem totul aici, terminasem cu tot cu decorul, pusesem vreo 3 lanternuri. Era super sharp totul. În ziua 13 am adus primele animăluțe pe insulă și am făcut și un bebeluș foarte drăguț. M-am apucat să fac aleile pentru că, bă, chiar era nevoie de o alee. Și aici m-am apucat să fac niște chestii așa, gen de design, cum ar veni. Nu mi-a ieșit mie cine știe ce, până la urmă urmei le-am îmbunătățit. Am făcut una de asta și aici, cu o lanternă, și pe partea asta, la bambus. Dar parcă mi se părea prea gol, așa că am zis să fac și așa un fel de mini acoperiș ceva, să zic. Pentru că era foarte urât, simplu. Și eu pe aici mi-am făcut primele chestii de armură, mi-am făcut un chest plate și niște bottle shade de diamond. Eram super sexy, n-ai ce zice, sunt un miner sexy. Și mi-am făcut și târnăcopul de diamond, asta de reținut. Ziua 15 în mină, pentru că aveam nevoie de diverse materiale, am luat și lapis lazuli. Ziua 16 m-am întors cu încă niște diamante, cu lapis, cu iron, cu... eram full. Eram foarte full. Ziua 16 am dat la pește în continuu, pentru că nu voiam să omor încă animalele. Dar aveam nevoie de mâncare, aici am luat obsidian în ziua 17 și pentru că jucam pe 1.21, mai nou în 1.21 poți să faci chestii cu taful și așa că am luat foarte mult taf. Ziua 18 m-am dus să iau dirt pentru că eram foarte fericit că pot să iau dirt. Tot în ziua 18 m-am apucat să fac așa un fel de continuitate în apă la insula asta. Am pus gravel, am pus și niște sand, chiar a fost destul de ok, chiar nu știu de unde am avut sandul ăsta, dar ziua 19 m-am apucat să fac un mini port cu o mini căsuță.
Ziua 21 terminase în casa, nu era foarte mare, nu aveam materialele și timpul necesar să o fac foarte, foarte mare, dar mie mi-a plăcut cum a ieșit, adică chiar am lăsat-o până la final pentru că, păi, era așa o casă de asta așa mică, știi, de pește. Ziua 22 m-am dus prima oară în Nether, un lucru foarte important. Bă, Nether-ul n-a fost o locație foarte rea, chiar pot să zic că a fost o locație foarte, foarte bună dacă aș fi văzut din prima că era un Nether Fortress lângă. Între ziua 22 și ziua 35 m-am apucat să fac un pod, pentru că voiam, aveam o chestie super tare în cap, voiam să fac un pod, după aia să intri cu barca pe sub pod și să am partea dreaptă de pod, insula cu casa mea, așa că asta am făcut pentru foarte, foarte multe zile, pentru că nu eram sigur de un design anume. Era foarte dificil să-ți dai seama de design, pentru că aveam doar galben de la bambus și acest gri de la taf și chiar nu știam exact cum să fac asta. Ziua 35 m-am apucat să-mi de insula propriu zisă, pe care am mărit insula asta, deci am mărit insula asta de, cred că 100 de ori de-a lungul acestor 100 de zile. Tot în ziua 35 m-am apucat să fac și foarte, foarte foarte multe design-uri Nether Portal. Până la urmă am rămas cu design-ul ăla. Ziua 36, din puținul meu, am făcut și eu un enchantment table din poile pe care le-am găsit. Aveam să-mi fac un pickaxe mai bun, pentru că aveam nevoie, pentru că urma să fac spawnerul de schelet să funcționeze, pentru că aveam nevoie și de level și de oase, pentru că muream de foame pe insula aia, deci chiar era foarte greu, vacile creșteau destul de greu, așa că tot în ziua 36 m-am dus să fac spawnerul, care era la levelul minus 17. Chiar e importantă treaba asta. Aici am găsit niște diamante, adică un diamant aparent. De ce e foarte important că era la minus 17? Pentru că eu am făcut, m-am dus 20 de blocuri în jos ca să -și ia foarte mult damage scheleții când cad și nu se spawnau, așa că a trebuit acum să sap ca să fac un fel de zonă de AFK și am mai găsit niște diamante din ce făceam asta. După aia în ziua 37 mi-am făcut scările până sus de tot, a durat extrem, extrem, extrem de mult, dar le-am făcut și a fost bine că am ieșit la insula de bambus. Asta chiar a fost bine că am ieșit la insula de bambus, pentru că nu știu ce făceam dacă nu ieșeam acolo. După aia, până în ziua 40 am stat AFK și tot veneam sus ca să fac, nu știu de ce nu mi-am luat enchantment table-ul jos, câștigam mult, mult mai mult timp, dar, în fine, am tot enchantat, nu-mi dădea nimic ca bun, ori îmi dădea o efficiency ceva, dar nu-mi dădea un breaking, ori îmi dădea un breaking și nu-mi dădea efficiency, ceea ce chiar era destul de supărător pentru mine. Aici mi-a dat pickaxe-ul cu seal touch, pe care l-am folosit destul de mult în videoclipul ăsta, chiar l-am folosit foarte, foarte, foarte mult. Ziua 41, tot așa, în forță enchanturi, dar în ziua 42-44, zilele 42-44, m-am dus în mină, pentru că aveam nevoie și de căul, voiam să găsesc și diamante, voiam să fac mai multe chestii, plus că mi se cam terminase lapis lazuliu, adică aveam, dar era pe terminate, aveam 39 de bucăți, era tot ce aveam eu. Plus că voiam să iau și gold. Aici am mai găsit încă un spawner ăsta de scheleți, nu a fost cine știe ce, dar mi-a dat gold, pentru care chiar am venit în mine să iau gold, că voiam să fac de-astea de golden apple-uri. Am mai găsit niște diamante, nimic super, super, super wow, dar astea doar, toate astea au fost în ziua 42, pentru că după aia nu s-a mai întâmplat nimic efectiv. Așa că în ziua 44 am decis să mă întorc acasă, pentru că deja mă săturasem de mină și uitați ce era aici. Era insane, chiar era insane. Făceam extrem de mult level, totul se umplea cu arcuri și la un moment dat luasem arcurile și le reparam, pentru că era mult mai ușor de stocat un arc întreg decât mai multe arcuri de-alea în jumate. Ziua 45 m-am dus să mai iau niște pământ. Am luat pământ în forță cât am putut și eu, că na, vă dați seama. Dar a fost ok. Aici am luat sharpness, aveam sharpness de fapt, dar am dat un misclick insane și am luat
chestia asta, prostia asta de sabie, a fost foarte, foarte supărat. Chiar am fost extrem de supărat pentru sabia asta, pentru că aveam sharpness, aveam posibilitatea să o mai upgradez. Ziua 47-48 m-a apucat să mai măresc insula, după cum am zis, cred că am mărit insula asta de vreo 5 ori, ceva de genul. În zilele 49-59 am plecat pentru că voiam să găsesc sugarcane, pentru că voiam să fac mai multe cărți, dar cărțile se fac cu sugarcane, adică cu foi, și foile le faci cu sugarcane și trebuia sugarcane neapărat. Aici în ziua 49 am găsit o ditama insulă. Dacă eram spawnat pe insula asta, eram sus, băieți, eram sus rău de tot, pentru că avea și copaci. Avea oakwood. Nu e un copac cine știe ce, dar de cât de loc e mult mai bine. Și în ziua 49 am minat prima oară un copac. Am găsit și porci și vaci și animale astea normale care la mine se spawnau. Am luat foarte, foarte multă lână. Voiam să iau lână, nu aveam ceva de cuia, sincer, dar am zis, bă, lasă-o să fie acolo, s-a dovedit a fi utilă pe viitor. Am găsit tot în ziua 49 acest villager outpost și, sincer să fiu, mă speriasem la un moment dat pentru că au apărut extrem de mulți și am zis, bă, poate mor acum în ziua 50, ziua 49. Da, mi-am dat seama că ăștia sunt cam proști pe tras, așa că m-am dus și am bătut pe toți odată. Am fost insane. Între zilele 51 și 53, deja mă întorsesem acasă, găsisem sand, luasem sand mult rău de tot de pe insulele alea și m-am apucat să fac aici la zona de bambus, acest cum am făcut la vaci. Mi-am încercat chestplate-ul, mi-a dat thorns, n-am fost eu prea mulțumit de thorns-ul ăla, dar am zis, bă, lasă chestplate-ul acolo, oricum am diamante. Ziua 53 mi-am dat seama că nu prea am iron, adică aveam iron, dar n-aveam iron să fac un anvil și mi-am folosit pickaxe-ul cu steel touch ca să iau și stone normal, să nu mai trebuie să-l transform eu din cobblestone în stone și am găsit destul de mult iron. Dacă aveam și un pickaxe cu fortune, eram sus acum, dar nu a fost să fie. Mi-am făcut anvil-ul, am făcut astea, chestplate-ul ăsta. A fost un chestplate bun. Eu încă n-aveam pantaloni enchantați, dar nici nu prea aveam ce să pun, sincer să fiu. Ziua 55 am plantat primul copac. Chiar a fost o satisfacție, ca să zic așa, că am plantat primul meu copac în ziua 55. Mi-am continuat enchantment table-ul, l-am făcut level 1 miliard. După aia iarăși mină pentru încă 2 zile, pentru că voiam să fac level destul de mult. Și ideea e că încă nu mi-a desesem enchantment table-ul jos. Ziua 59 mi-am enchantat acest pickaxe cu unbreaking și m-am dus în Nether. Și am văzut că mă atacau piglinii ăștia sau nu știu exact cum se numesc, porții ăștia. Și era și un ghest pe acolo, era... Trebuie să vă spun că m-am speriat rău de tot, am zis, bă, asta mi-a fost. Pentru că erau foarte mulți și chiar dădeau un damage rău de tot, gen, dădeau damage, băieți, nu se jucau. M-am dus înapoi acasă și ăștia au venit după mine, aparent. Așa că am făcut ce făcea, ce-ar fi făcut oricine. M-am băgat în apă, pentru că în apă ei nu poate să nuate și eu aveam avantaj. După aia m-am dus să îmi iau revanșa și i-am măcelărit acolo. Le-am dat, le-au sărit toate apele din ei, tot ce a fost a sărit din ei. Și voiam să găsesc un Nether Fortress. Sincer să fiu, m-am dus să sap, am săpat-o, am fost foarte departe de casă. Până la urmă în ziua 60 am găsit Nether Fortress-ul. N-a fost un Nether Fortress prea mare, n-am găsit prea multe chestii. Aici am tras prima oară cu arcul. Bă, vezi că l-am inimerit bine prima oară, după aia n-am știut să trag. Tot în ziua 60 mi-am luat o barcă și am început să omor la negromanii ăștia. Am omorât o grămadă și mai aveam 3 piglin de ăștia în casă, adică în overworld. Și am zis, bă, trebuie să fac ceva. Până la urmă am dat într-unul, mi-am dat seama că e jale, că mă omoară ăștia. Și am ieșit pe geam. Ziua 61 m-am dus să mai iau niște dirt, pentru că deja aveam o lopată super, super bună. Mi-am luat foarte mult dirt și când am ieșit am văzut treaba asta. Nu știam unde e villagerul ăla, dar când l-am descoperit am văzut că are spruce wood și de la de cireș.
Și am zis, bă, trebuie să mă duc acasă repede, m-am dus acasă repede, am luat toate emeraldele de le aveam și mi-am luat asta, mi-am luat Spruce Wood, ceea ce a fost, am avut extrem de mult noroc, n-am să mint, deci n-am să mint deloc, am farmat o grămadă și am stat doar să farmez spruce, pentru că e cel mai frumos lemn din Minecraft, după părerea mea, și am făcut acolo mica insuliță ca să pot să le măresc, ca să pot să fac de-aia mari. Și m-am apucat încă o dată să măresc insula pe care avea să fie casa mea. Am mărit de prea multe ori insula asta, sincer. Ziua 65 m-am apucat să fac aceste turnuri. Voiam să fac așa turnuri, știi, ca să intri în casă, să treci pe sub o chestie. Până la urmă am venit eu cu un model ceva, să fie așa mai random. Am pus și de-astea și de-astea, am pus mai multe chestii. Și cobblestone și taf normal. Ziua 66 m-am dus până sus de tot în Nether ca să iau glowstone, pentru că voiam să pun lastul pe acolo să lumineze frumos, să fie cu lumini, cu lumini ambientale, cu astea așa. Am luat glowstone, noroc că aveam asta cu silk touch. Și exact cum am zis, am pus acolo dedesubt ca să fie frumos. Tot în ziua 66 m-am întors la Nether Fortress pentru că voiam să mai iau niște blaze roduri, adică să iau blaze roduri în general. Primul l-am luat super ușor, restul l-am luat mai greu. După aia în ziua 67 am vrut să mai iau niște perle pentru că aveam nevoie, adică nu neapărat că mai aveam nevoie, dar am zis bă, hai mai bine să fie acolo, așa că mai omorât niște de-aștia și în ziua 67 m-a aruncat primul Eye Offender, deci am fost super fericit. Ziua 69 m-am apucat să-mi enchantez diverse părți de armură, dar n-am avut prea mult level, așa că am lăsat o baltă. Ziua 69, foarte important, am astupat gaura aia și de ce zic foarte important, pentru că în ziua 70, deci vă jur, fără nimic, mi s-au spawnat 2 zombie villageri. Nu știu care erau șansele, nu știu cât noroc pot să am, dar am luat două nemteguri, pe unul l-am trecut gelul, pe unul Mariana și m-am dus să-i numesc. După aia în ziua 71 m-am dus pentru că trebuia să fac poțiunea de weakness. Mi-am făcut și două golden apple-uri ca să pot să-i transform și m-am dus să dau. Am dat pe amândoi poțiunea de weakness, am dat la amândoi acel golden apple, de fapt un golden apple de căciulă, cum s-ar zice, și m-am dus să-mi văd de treaba mea. După aia, foarte frumos, am primit zombie doctor. Eram super fericit deja, doar că nu-mi dădusem seama încă că nu se fac amândoi în același timp și până am ajuns acolo s-a transformat înapoi. Și când mi-am dat seama de treaba asta am fost extrem de supărat, noroc că mai aveam o poțiune și am mai făcut un golden apple pentru a reface situațiunea. Și când am văzut treaba asta am zis, e rău de tot. Până la urma, în ziua 72 și 73, i-am adus pe villager sus, am găsit stronghold-ul și am vrut să bat dragonul, m-am dus direct. Nu o să vă arăt prea mult, pentru că sunt sigur că ați văzut bătaia cu dragonul de un miliard de ori pe YouTube-ul ăsta. Așa că doar chestii interesante. Aici era să iau, să mor de la fall damage, dar cumva aripa dragonului m-a salvat. Aici nu nimeream săgetile. A fost super aiurea că nu nimeream săgețile efectiv și n-ajungeam nici la el și era foarte low și nu puteam să-l omor efectiv. Chiar am fost destul de supărat că nu puteam să-l omor, dar până la urmă normal că l-am omorât și am făcut destul de mult level, sincer. Chiar am făcut destul de mult level. Nu voiam să iau elitra acum pentru că chiar n-aveam pe unde să mă plimb așa mult cu elitra. Ziua 76, încă o dată am mai mărit insula pentru că aveam nevoie de spațiu. Ziua 77, la fel, mărit insulă în forță. Acum nu mai voiam să fie la fel de pătrățoasă, voiam să-i dau așa o formă. La final mi-a ieșit o formă mai, cum să zic eu așa, mai urâțică. După aia tot în ziua 77 am vrut să-mi fac o mică fântână, pentru că asta avea să fie locul din spatele casei și voiam să fie așa ca un fel de grădină, dar nu mi-a ieșit deloc, nu mi-a ieșit nimic la fântâna asta. Nu știu, nu-mi plăcea mie cum era, așa că am renunțat destul de rapid la ideea asta. Ziua 78 m-am apucat să fac
aceste acoperișuri, nu știu cum se spune, la turnuri. Nu știu ce să zic, dar nu știu ce să zic exact, dar mie mi-a plăcut cum a ieșit. La primul am pus acest glowstone care nu mi-a plăcut neapărat, arăta urât, arăta parcă nu era la locul lui. După aia tot în ziua 7 m-am apucat să decorez cu frunze. Avea să devină treaba asta cu decoratul de frunze, să devină tot ce am eu mai scump pe insula asta. Nu știu, parcă dădea așa o altă culoare la tot. Deci frunzele chiar se merită. În ziua 79 doar asta am făcut. Bine, pe lângă faptul că m-am apucat de casă, desigur, am făcut primii stâlpi, nu știam exact cum vreau să fie, dar aveam foarte mult sprus și am zis, bă, trebuie să-l folosesc. În ziua 80, când eu îmi construiam casa și eram pe val acolo, mi-am dat seama că îmi lipsește un villager, că îmi lipsește Mariana. Pentru că gelul intrase într-o barcă, gelul era super safe, dar până la urmă m-am dus în Nether și mi-am dat seama că Mariana era acolo. Era bine mersi, super chill Mariana, n-avea niciun stres, zici că stătea la ea acasă. Până la urmă m-a atacat și băiatul ăsta mic, nu știu ce voia de la mine. Am adus-o pe Mariana acasă, pentru că până la urma urmei Mariana trebuia să stea acasă, nu voiam să-i se întâmple ceva. Am împins, chiar a fost super greu, pentru că la un moment dat se ducea spre foc, eram super panicat că nu voiam să moară, mai ales că nu știu ce șanse aș mai fi avut eu să găsesc un alt villager. M-am întors, am izolat aici intrarea și m-am dus să iau stone de unde am găsit pe cei doi, pe Mariana și pe Gelu. M-am apucat, am luat stone pentru că aveam nevoie de stone bricks să fac casa. În ziua 82 m-am apucat de podeaua casei. Nu știam exact cum vreau să fie, voiam să aibă și așa o mică textură. Până la urmă am făcut-o pe toată din stone bricks și după aia m-am apucat să o texturez cu stone, cu taf, cu mai multe blocuri ca să fie așa mai... să nu fie la fel. Tot în ziua 82 m-am apucat și de acoperiș, acoperișul care mi-a luat destul de mult timp, n-o să mint, chiar a durat ceva. În 83, seara de tot, am terminat și cealaltă parte de acoperiș, am pus și niște frunze așa pentru decor și aceste lemne care să iasă așa puțin în evidență, nu știu, mi s-a părut că e un detaliu mișto. În 84 lucram la mansardă pentru că mă hotărâsem să aduc villagerii sus de tot, dar trebuia să fac cumva o scară ca să ei nu pot să coboare de acolo. Și nici copiii să nu coboare de acolo și până la urmă am venit eu cu un model ceva de trebuia să te pui pe ciuci ca să ajungi, sus. Dar am stat, am făcut totul și bă, îmi plăcea foarte mult cum a ieșit. Mi se părea într-adevăr puțin cam prea triunghiulară, adică avea chestiile alea de lemn, dar nu știu, trebuia să fac ceva. Și 85 m-am dus să mai iau pământ pentru că mai aveam nevoie de pământ. Pământul, până la urmă, urmei, ai nevoie mereu de el, mai ales dacă ești pe insulă cum eram eu. Și tot în ziua 85 mi-am dat seama ce îi lipsea casei mele. Era un geam așa, știi, pe exterior, puțin ca să iasă din tipar, să zic așa, și asta am făcut în seara respectivă. M-am chinuit puțin, n-am să mint, nu știam exact cum să-l fac, sincer, pentru că, bă, până la urmă, urmei, nu e ceva ce ți iese din prima. Am pus și geamurile. Stați liniștiți că am continuat eu cu geamurile, făcusem și scările unde trebuia să apeși shift puțin ca să cobori. Aici mi-am dat seama că s-a spawnat o oaie. Nu știu de ce, chiar habar n-am de ce s-a spawnat oaia, probabil pentru că am ajuns să fac un fel de mic continent sau... Nu, chiar nu-mi dau seama, pentru că pe parcurs s-a mai spawnat un porc. Gen, n-are niciun sens să se spawneze, dar s-a spawnat. Și aici admiram noua mea casă, adică noua mea fațada a casei, laterală al casei.
Am făcut 4 relevi cu lâna pe care am luat-o de la din ziua 49, de când am fost să iau sugarcane, nu? Și am adus villagerii. Dacă v-ați jucat vreodată Minecraft, știți cât de greu este să aduci villagerii într-un loc. E foarte, foarte greu de lucrat cu villagerii, dar până la urmă i-am adus, a fost super ok. N-a durat nici foarte mult, decât vreo 20 de minute, ceva de genul. Adică chiar mă așteptam să dureze mult mai mult. Bravo. Bravo. Bacă de pat. Nu, te duce pe partea aia. Ziua 87, voiam să sparg toată ferma asta de witch, de cartofi, pentru că voiam să fac un fel de mic lobby, un fel de main island, să zic așa, și oricum nu puteam să las witch-ul în fața podului care ducea spre casa mea, gen. Așa că am spart aici tot, a fost super ok, aveam unelte deja, nu mai stăteam eu cu unelte de alea de iron. Și m-am apucat să fac o nouă insulă, o nouă mini-insulă pentru wheat și pentru carrots și pentru potatoes, pentru că aveam nevoie, dar trebuia să-i mulți de acolo, practic. Așa că am făcut insula asta, n-am vrut să fie prea mare pentru că am zis, bă, n-are sens. Dar mi-am dat seama că nu era deloc simetric, adică nu știu ce greșisem. Dar greșisem rău de tot pentru că era super, super asimetrică. Până la urmă am reparat-o și am și umplut tot pentru că, na, trebuia să pun până la urma urmei cartofi și ce mai era pe ea. Și m-am dus la culcare. Ziua 88 a fost ziua în care am vrut să iau mending și am luat super rapid. Gen, din 2-3 resetări am luat mending și mi-am luat o grămadă de cărți pentru că am zis, bă, e o ofertă de nerefuzat și... Mă gândeam deja că cât de bogat sunt, cât de șmecher sunt și mă gândeam deja să mă duc să-mi iau elitra. Nu neapărat că aveam nevoie de ea, pentru că nu aveam nevoie de ea neapărat, pentru că nu aveam unde să mă deplasez pe mini-insula mea, dar era un lucru bun. Și tot în ziua 88 mi s-a spawnat și porcul de care v-am zis mai devreme. Nu știu de ce s-a spawnat, dar s-a spawnat. Și în ziua 89 voiam deja să înmulțesc villagerii. Eu le mai dădusem în trecut niște cartofi, dar nu se înmulțiseră. Și în ziua 89 a apărut primul copil al cuplului Gelu și Mariana. Aparent, în ziua 89 m-am apucat să fac outline-ul la insulă, pentru că voiam să fac un fel de... Știi, să fie așa ca un deal. Și m-am apucat să fac treaba asta pentru că nici nu aveam ce să fac. Eram și pe final, voiam deja să mă apuc de insula principală ca să fie totul super, super frumos când termin, să nu las chestiile neterminate. Nu e stilul meu. În ziua 89, seara, m-am dus să caut stronghold-ul pentru că voiam să-mi iau elitra deja. Adică aveam nevoie de elitra. Și aici m-au atacat doi zombi de aia mici. Și la un moment dat a apărut și al treilea. Noroc că am intrat în apă și nu se prea mișcă la fel de repede și în apă și i-am bătut repede. Aici găsisem o plajă pe care am distrus-o pentru că aveam nevoie de sand ca să fac outline-ul la insula pe care o făcusem pentru carrots și pentru wheat. În ziua 90-92 m-am dus în stronghold și am căutat elitra. Aici am luat și niște bucuri pentru că mai voiam să mai fac trade-uri cu villagerii și am zis că bă, trebuie să le iau, dacă nu le iau acum nu o să mai am timp să le iau. Am luat niște enderpearl-uri și m-am dus să caut elitra. Însă eu nu știam că va fi atât de greu. Am traversat mii de blocuri, am luat cred că 10 de enderpearl-uri, le-am aruncat și mergeam în continuu așa pentru că era super greu de mers. În schimb am găsit destul de multe loot-uri care, bă, chiar au fost destul de bune unele. La un moment dat am găsit și un chestplate care era mai bun decât chestplate-ul meu și chiar l-am luat să-l port. Dar a fost foarte obositor pentru că am mers sute, mii de blocuri am mers. Deci am mers mii de blocuri, dar nu zic că a fost atât de rău, zic că a fost doar răus așa, adică putea să fie unul mai aproape. Aici deja când am văzut pe ăsta, eram, am mai găsit unul, nu e mare chestie, dar am văzut că are bărcuța. Și am văzut bărcuța, am fost foarte fericit, nu-mi venea să cred că după atâta timp am găsit
acea barcă. În sfârșit. În sfârșit. Am fost repede, am bătut shulkerul ăsta care era aici, păzitorul elitrei. Am luat iron-ul, am luat gold-ul, am luat și acea lopată cu efficiency 3 și aici am găsit chestplate-ul ăla șmecher rău de tot cu mending, am breaking 3 și protecție 4 și aici am luat elitra, băieți. Eram deja super, super fericit, aveam niște firework-uri la mine și am zburat direct acasă, n-am mai stat pe gânduri. Trebuia să ajung acasă ca să iau, să-i pun mending, dar mai întâi am luat oul de dragon, pentru că nu-l luasem prima oară. Aici am pus mending, o stricasem deja un pic, dar nu era mare problemă, pentru că i-am pus mending și mă simțeam destul de bine. Ziua 92 m-am apucat să nivelez totul, să fac așa un perete la, la insula pe care deja o făcusem. Nu mai aveam timp să fac la toate insulele pe care le-am avut, am făcut doar la cea de bambus și la cea de wheat, la fermă cum ar veni. În ziua 92 seara eram atacat de chestiile astea, super enervante, eu chiar le-aș scoate din Minecraft, dar în ziua 93 terminasem, pusesem și dirt și gravel ca să fie așa mai diversificat și totul se mișca destul de bine, mai aveam 7 zile, așa că am luat niște stone pentru că mai aveam puțin nevoie să fac unele decorațiuni pe acolo și aici m-am aruncat pickaxe-ul din greșeală, mi s-a întâmplat prea des să arunc pickaxe-ul, dar până la urmă asta e. Și aici aveam o sabie de iron enchantată și nu aveam ce face cu ea, nu mai aveam loc, nu voiam să țin, dar nici nu voiam să arunc, așa că am spart-o luând bambus. Aici eram atacat de fantomele astea, erau prea multe fantome efectiv și chiar mă speriasem, nu știam dacă mă pot omorâ neapărat, dar credeam că chiar aveau șanse. Ziua 94 m-am apucat să fac ferma, uitasem să pun apa aparent, dar am rezolvat treaba asta, mi-am făcut apă infinită și am pus apă la greu. Am numărat prost, n-am să mint, am numărat prost și un rând a rămas nefăcut până în ziua de azi, pentru că n-am mai avut chef să stau să-l fac, plus că trecuse deja termenul de 100 de zile când mi-am dat seama. Tot în ziua 94 mi-am omorât primul Iron Golem, pentru că aparent se mulțiseră foarte, foarte mult villagerii de la cartofia. Eu nu le-am mai dat cartofi de atunci și uitați-vă și voi câți erau, erau vreo 5-6, unul a ieșit ăsta mic pe care până la urmă urmei l-am omorât, dar să nu mai ziceți la nimeni. Mă enerva că nu mai puteam să-l duc sus, așa că am zis, bă, aie, Dumnezeu să-l ierte. M-am apucat să plantez morcovii ăștia, pentru că nu prea aveam destul de semințe de wheat, pentru că voiam să fie totul cu wheat, dar nu aveam destul de semințe, așa că am zis, bă, hai să pun morcovi și aia e, îi mulțumesc pe ăștia. Ziua 95 m-am apucat să scot portalul de Nether, pentru că voiam să-l mut altundeva, nu era locul lui acolo, era prea în mijloc, ca să zic așa. L-am pus în casă, pe peretele ăsta, a fost super ok. M-a dat tot acolo, la două blocuri distanță și l-am spart pe cel vechi. Iar după aia am văzut în depărtare că dacă m-aș uita puțin mai mult, aș fi văzut că era un Nether Fortress fix lângă mine și de supărare l-am omorât pe băiatul ăsta. Îmi pare rău. Și a dat băiatul ăsta în mine, nu știu de ce, cred că vrea să-și răzbune, cred că erau prieteni sau ceva. Dar da, am trecut pe lângă Fortress-ul ăla de foarte multe ori. Tot în ziua 95 dusesem totul, dusesem chesturile în casă, mutasem totul și mă apucasem de main island-ul meu pentru că aveam destul de multe idei. La apa aia unde intra în peșteră voiam să fac ca o fântână ca să fie, nu știu, mi s-a părut că e o chestie interesantă să faci așa ca o fântână și poți să intri în fântâna aia să se duci undeva, adică în apă, într-o peșteră. Am astupat peștera pentru că nu mai aveam nevoie și am continuat cu asta, cu terraforming-ul pe aici. Mi-a explodat un creeper, adică e super ok să-ți explodeze un creeper pentru că n-am fost atent, bine că nu m-a omorât, că chiar mă ofticam grav dacă mă omora în ziua 95, dar am luat dirt pentru că mai aveam dirt pus deoparte și am reparat, n-a fost o mare problemă, doar așa de timp, ca să zic așa, că am pierdut destul de mult timp și intrasem pe ultima 100 de metri cu
insula și voiam să fie totul gata la timp, pentru că nu voiam să fac, să stau mai mult. M-am apucat să fac și niște copaci, pentru că am zis că, bă, am nevoie de copaci pe insula asta. Și în ziua 96 m-am apucat de fântâna de care v-am zis. Nu știu dacă mi-a ieșit cel mai bine. Se putea mai bine, mereu e loc de mai bine. Dar mie mi-a plăcut cum a ieșit, adică până la urmă nu i-am adus prea multe modificări. I-am pus doar un glowstone ca să și lumineze frumos. Dar mie mi-a plăcut cum a ieșit, adică nu foarte, foarte mare sau ceva care să iasă în evidență, dar nici chiar a ieșit bine, mă, n-are ce să zici. După aia am mai adăugat niște scări pe aici ca să ajungi mai ușurel la vagi și n-am făcut mare lucru în ziua 96, din nou doar așa să... Eram pe ultima 100 de metri și voiam să termin, să fie totul cât mai frumos, cât mai elegant pentru încheierea celor 100 de zile. Aici deja cam terminasem tot ce-mi planificasem eu. Deja dădeam așa ture prin aer să văd și eu ce și cum arată. Sugar Cane nu voiam să-l las acolo ca un fel de guard view. Aici nu puteam să... Voiam să mă uit de undeva de sus și nu puteam efectiv să stau, așa că am lăsat o baltă și m-am apucat să fac poteca pentru casa mea, pentru că aveam și nevoie de o potecă, eram șmecherul insulei, până la urmă eram și singur de pe insulă. Ziua 97 mi-am mai făcut niște shulker box-uri și am pus tot ce aveam eu pe acolo, mai neimportant așa, în shulker box, pentru că nu prea aveam nevoie și mi-am mutat în sfârșit, de-abia în ziua 97, mi-am mutat enchantment table-ul jos. Nu știu de ce am făcut asta atât de târziu, chiar nu pot să-mi dau seama, dar măcar e bine că am făcut-o. Tot în ziua 97 m-am apucat să înmulțesc ferma de cartofi, pentru că mai voiam cartofi, dar trebuiau mai mult wheat, așa că am spart totul, după ce am crescut am spart totul și am pus foarte, foarte mult wheat. Am pus wheat la greu. Deci, la un moment dat mă dureau ochii la cât de mult wheat am pus, pentru că chiar am pus vreo 3-4 stack-uri de wheat în continuu pentru câteva minute bune. După aia cu fânul am mai mulțit din vaci, după care am mai și omorât din ele, dar asta nu se vede pe cameră, s-am tăiat la edit, cum s-ar zice. Nu, glumesc, normal că n-aș fi tăiat așa ceva, pentru că e foarte important. Dar am mai omorât câteva din ele, pentru că nu mai aveam mâncare și cam așa a arătat totul în ziua 97. Ziua 97, așa a arătat totul, eram super, super, super fericit de cum arăta totul. Aici voiam să stau pe casă să privesc tot de sus, dar am căzut. Asta e. Și aici, în sfârșit, îmi reușise și mie, după a doua, a treia încercare, să stau sus. Ziua 98 și 99 am stat să fac emeralde, mai voiam mending-uri și voiam și unbreaking. Voiam Unbreaking 3 neapărat voiam Unbreaking 3, așa că am vrut să mai fac un villager, să pun un lector de la să fac Unbreaking 3, ceea ce a fost super, super greu. Nu știu de ce a fost atât de greu, dar a fost foarte, foarte greu, pentru că nu îmi dădea efectiv, zici că îmi dădea de la el villagerul ăsta, deci nu îmi dădea. Și deși aveam reducere, nu știu, nu puteam să iau. Aici am găsit protecție 4 și am zis, bă, nu-mi trebuie, era și foarte scumpă, 57 de emeralde. Aici mi-a dat Infinity și am zis, bă, asta e, las pe ăsta de Infinity, mai fac un lectern și mi-au eu unbreaking-ul. Aici l-am închis pe unul ca să iau unbreaking, pentru că deja nu mai puteam, era să te-am dă peste o oră să iau un unbreaking amărât. Și până la urmă mi-a dat unbreaking 1. Unbreaking 1 mi-a dat. Și făceam niște calcule că puteam să fac, dar puteam să fac din Unbreaking 1, Unbreaking 3, așa că până la urmă l-am lăsat. Aici am mai adăugat câteva detalii, am mai înmulțit ferma de Sugar Cane și cam asta era și seara 99, pentru că nu prea mai aveam ce să fac, vreau să mai extind puțin gardul ăsta viu făcut cu Sugar Cane. Și aici era deja ultima seară, eram super, super
nici nu știam cum să mă simt, adică nu știu dacă eram fericit, dacă eram trist, pentru că chiar am muncit la seria asta, la miniseria asta și eram super, super fericit că am terminat și am terminat cu bine și am reușit să supraviețuiesc 100 de zile fără să mi se întâmple nimic, practic. Adică, da, era să mor, dar asta e. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și dacă mai vreți partea 2 cu 200 de zile, hai să facem 7000 de like-uri și vin cu partea 2 cu 200 de zile.